domnul Popa Cătălin din Ploiești, Prahova. Se pregătește. 3, 2, 1, start cronometru! Felicitări, dragilor! Popa Cătălin evoluează pe traseu. În timp, domnul Laru mi-a spus faptul că mânzul are aproape un an. Luna aceasta face un an la final. Deci vă rugăm să mergeți la bilete pentru tombol, acolo la umbrela gri. O să aveți acolo și biciuri și căpestre. Rămânem conectați la traseu. 2 minute și 40 de secunde a mai rămas. Domnul Popa Cătălin se pregătește să încheie prima tură. Doi cai frumoși, bine, de 4 și 2, din Prahova. Mai au la dispoziție și 50 de secunde. Deci îl avem pe Iancu. Foarte bună prestație până acum. Ariel! Ariel! Un minut și 10 secunde a mai rămas din timpul total. Vă reamintesc, 4 minute în care concurenții trebuie să parcurgă o distanță cât mai mare. Lumea a început să se strângă aici la Barcani. Este un eveniment de amploare, unde adună foarte multe persoane, iubitori de animale, dar nu numai. Vă puteți bucura de natură, de soarele frumos și, evident, puteți să încurajați participanții. 20 de secunde rămase și un rând de aplauze. Haideți să vă aud, vă rog! Bravo! 10 secunde rămase, o plecare în forță pe urcare, bravo! 5, 4, 3, 2, 1, stop cronometru! Acum nu se mai opresc, bravo! Bravo, dragilor! Să vedem cine se pregătește. Se aude, sincer, nu știu dacă și microfon. Se pregătește Olaru Mihai, urmat de Ovidiu Tinoiu. Oh, 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 oh
Se pregătește domnul Olaru Mihai, domnul Ovidiu Cristinoiu. Domnul Olaru Mihai este de aici, din Barcani, de 6. Cronometrul este pregătit.